Bună ziua, Teodora, bună ziua, doamnelor și domnilor. Suntem la Agenția Națională de Transplant. Conducerea instituției nu a dorit să stea de vorbă cu noi, însă ne-a transmis că se caută soluții chiar în aceste momente. Cert e că sunt în jur de 20 de pacienți care au nevoie urgent de transplant pulmonar, 20 de pacienți români. Aceștia nu au în acest moment nicio alternativă, pentru că România trimitea pacienții doar la clinica din Viena, însă ministrul sănătății Florian Bodog spune că a primit și oficial o informare din partea acestui centru. Este vorba de un e-mail pe care l-a primit, în care este informat că spitalul își limitează capacitatea și nu va mai primi pacienți români. În plus, ministrul a declarat că este nemulțumit de faptul că Agenția Națională de Transplant nu a asigurat până acum și o alternativă. Practic, nu au existat două centre europene în care să fie trimiși pacienții români și că, iată, în acest moment nu există o variantă pentru acești bolnavi. Ar urma să aibă loc o întâlnire între ministrul sănătății și reprezentanții centrului Agenției Naționale de Transplant. De altfel, Florian Bodog a declarat că a cerut deja lămuriri și se așteaptă ca această criză să fie rezolvată în scurt timp.